bine v-am regăsit la Panoramic în această zi de primăvară autentică. Desigur, calendaristic, primăvara a venit de mult oficial, însă o îmbrățișăm astăzi cu toată butaforia de care avem nevoie să o simțim. Astăzi am auzit păsările cântând, am văzut gâze, flori și mult verde. Parcă aud și acum cântecelul din copilărie cu vine, vine primăvara și glăceale cristaline zumzăind prin parcuri. Parcă le auzim, gata cu astenia, încep bucuria, visarea și chiar planurile de vacanță. Păi cine a zis că visătorii nu-s buni la făcut planuri? Poți fi și cu capul în nori și cu picioarele pe pământ. Cu capul în nori și cu picioarele pe pământ, se poate. Am văzut cu ochii mei asta, am văzut copiii învățând lucruri multe frumoase într-o manieră neconvențională și foarte atractivă într-un atelier de dezvoltare personală la noi în Giurgiu. Atelier care funcționează grație invitatei mele de astăzi, psiholog Monica Nicolae. Bună ziua! Bună ziua, Camel! Bun venit la Panoramic! Bine v-am găsit! Spuneam că am văzut copii care învață jucându-se și se joacă învățând, care au crezut că vin cumva ca la un spectacol, ca la o prezentație anume, special făcută pentru ei, și au plecat cu un bagaj informațional destul de stufos, cu întrebări la care au găsit anumite răspunsuri și alte întrebări care le-au venit ulterior în minte după ceea ce au aflat, cu un mod de joacă inedit, împreună, recapitulând ceea ce au învățat, este o altă manieră de a învăța. Se numește, din câte am înțeles, dezvoltare personală sau nu este doar metodă de a învăța și este metodă de psihologie pentru copii? Cam cum am putea să clasificăm? Ei, dezvoltarea personală înseamnă mult mai mult decât a învăța. Ce ați văzut voi vineri când și natura a ținut cu noi, în sensul că am avut un atelier despre planete și cosmos pe care l-am susținut grație colaboratorului nostru drag de la Teatru Ion Creangă din București, Voicu Hetel, exact în acea zi cu eclipsa, deci a coincis fericit, da, momentele respective. A fost un atelier în care copiii au învățat printr-o metodă non-formală, foarte multe informații despre planete, despre vulcani, despre foarte multe lucruri, dar atelierele de dezvoltare personală nu presupun doar un mod de învățare non-formală. În principiu, folosim aceste metode pentru a-i conștientiza pe cei mici de aturile lor, de punctele lor forte, de limitele lor, pentru a-i face să, în contexte noi create, altele decât școală, grădiniță, grupul de prieteni și familie, pentru a-i face să-și gestioneze emoțiile în mod eficient, pentru a deprinde modalități noi de exprimare, de relaționare cu ceilalți și, în cele din urmă, pentru a fi foarte funcțional și a se adapta mediilor noi. Citeam un pic despre așa, câteva idei principale, exact ceea ce ai punctat și tu. Și la un moment dat aveți atelier de dezvoltare personală, dar și atelier de creație. Deci sunt doi în unul, ca să înțeleg. Da, generic, atelierele de dezvoltare personală privesc și strict partea psihologică a copilului, dar sunt și ateliere de creație. Acum, atelierele de creație au același scop ca și atelierele de dezvoltare personală, numai că accentul se pune mult mai mult pe latura creativă ca atelierului. Nu ne dorim prin atelierele de dezvoltare personală și ateliere de creație să punem accent pe produsul finit. Sunt ateliere sau cursuri peste tot și în Giurgiu de pictură, de actorie, de muzică, da?
copiii decât își descoperă la atelierele noastre de dezvoltare personală anumite abilități. Dacă vor să performeze, vor să-ți dezvolte acele abilități, pot merge la atelierele sau la cursurile pe care le regăsesc aici, în oraș. Cam așa a început și prima noastră discuție când eu am lansat această invitație pentru emisiune și îmi doream să vii aici în platou cu lucrări ale copiilor, cu, produsul finit, uh-huh, cu picturi. Și exact asta mi-ai și spus. Trebuie să vii să vezi că, de fapt, este cu totul și cu totul altceva. Nu criteriul estetic este cel care primează, ci munca în sine, exprimarea copilului. Există o estetică în absolut orice, inclusiv în ceea ce fac copiii acolo. Ideea este că termenul ăsta de dezvoltare personală a creat foarte multe confuzii. Adică lumea întreabă, doamne, e loc de joacă? Nu, nu e loc de joacă, dar ne jucăm. Pictează, pictăm, dar nu e atelier de pictură. Dar atunci ce e? Ei, noi folosim joaca, pictura, colajul, muzica. Am avut un atelier de artă combinate, da? În care am îmbinat muzica cu mișcarea, cu teatru, cu pictura. Da, un atelier extraordinar. Și copiii încearcă să-și exprime actul creativ. Noi asta ne dorim. Nu neapărat să ajungă la un obiect care să fie, nu știu, apreciat în sensul criticii. Nu asta ne dorim. Nu, cine știe, s-a putea să ajunge și acolo. Nu evaluare. Da, să vezi că un copil chiar are latura asta și să fie trimis și pe direcția pictură, artă plastică, eu știu ce anume. Evident că dacă descoperă, ceva, un potențial acolo, e de dorit să-l dezvolte. Eu chiar am rămas tare plăcut surprinsă. Avem și imagini de la atelierul respectiv cu planetele, cosmosul. Haideți să tragem o privire și mai discutăm. Dar ce zgomot se aude? Cred că vine de acolo. De acolo, de la motoare. Pe rachetă scrie? Apollo. 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 Așa se numea racheta care a ajuns pe lună în 1969. Cu cei trei astronauți. Peste piatră, peste lut. Merge necunoscut. Calcă grav, calcă tăcut. Și e foarte priceput. Cine să fie? Un astronaut. Pe deasupra cerul mut se întinde ca un scut. Cum spuneam la început, peste deacul, peste lut, merge necunoscut, merge foarte precaut. Dar deodată, ce-a văzut? Dar liniță, noi fără să-i dăm voie, fără să ne dăm voie, domnișoara, eu și două colege, am... Mergi și vrea să ne vadă nimeni. N-am înțeles care e legătura, dar sunt sigur că o să aflăm. Cum spuneam la început, peste piatră, peste lut, merge necunoscut, merge acel astronaut, calcă grav, calcă tăcut, prin acel lunar ținut, dar deodată ce-a văzut? A văzut ceva necunoscut? Un extraterestru. Un extraterestru, adică un neterestru. Ia să vă mai pun o întrebare ghicitoare. Să spuneți voi mie, oare există oare și alte ființe care trăiesc pe alte planete? Nu se știe încă. Tu ce zici, Matei? Da. Există extraterestri? Da. Antonia, tu ce crezi, există? Da. Edith, există extraterestri? Da. După mine nu e încă zis dacă există, da sau nu. Nu ești sigur, Andra, există? Da. Patricia, există extraterestri? Da. Există? Da. Da, 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 da. Ia să vedem. Tu spui că nu există extraterestri. Da, păi oare da, de ce? Nu se știe încă că nu s-a aflat. Da, nu e ca în desene, că vă să ne ducerească. A, nu e ca în desene, nu? Da. Nu e ca, adică extraterestri nu sunt mici verzi și cu ochii bulbucați, nu e așa? Să fie și, de exemplu, albaștri cu... Adică nu seamănă cu ăsta? Yep.
posibil nu se știe încă dacă există viață și pe alte planete. Dar oare ce ar trebui să fie ca pe alte planete să existe viață? Aer. Aer? Da, o să aer să nu putem trăi. Dar există, pe alte planete există atmosferă, cum este și la noi, doar că nu în compoziția în care este la noi. Doar că nu este oxigen, cum e la noi, și dioxid de carbon sau alte gaze care există în aerul nostru. Există alte compoziții. Oare n-ar putea și acolo să apară o ființă care să semene, eu știu, cu asta de plină? Să nu semene cu noi, să semene cu altceva. Da, cu capul în nori și picioarele pe pământ, iată că se poate. Chiar am vrut să prind momentul în care... cea mică, poate tu știi... Sara. Sara. Uh-huh. Te salutăm, Sara. A intervenit și a spus ea o poveste de-a ei, ceea ce vrea să... În mijlocul explicației, în mijlocul planetelor în care ajunsese Voicu, iar el a readus-o foarte frumos și natural, a lăsat-o în pace, nu i-a spus, vezi că eu vorbesc acum, ai răbdare, sau nu e frumos să mă întrerupi. Nu era la ora de maniere frumoase, era la ora de capul în ori și picioarele pe pământ. A adus-o foarte, foarte ușor și lin înapoi și a continuat discuția în modul firesc, recâștigându-i atenția. Sunt foarte multe lucruri minore de care copiii ne fac conștienți și pe care s-ar putea să nu le observăm. Îmi povestei pe timpul materialului că ați avut oră cu pirații. Da, la un alt atelier susținut tot de Voicu, plecat de la o poveste cu pirat și Voicu i-a învățat despre cum se face chihlimbaru, cum apar anumite diamante și așa mai departe, că de aici plecase ideea. Avuția descoperim în piraților. Exact, în cufărul piraților o grămadă de comori. Scenariul poveștii, care era tot în versuri, presupunea multe întrebări. Retorice. Și el punea întrebarea și el trebuia să răspundă. El punea întrebarea, el trebuia să răspundă. Iar de câteva ori copiii l-au întrerupt. El punând întrebarea a primit și răspuns. Și el a încercat să le sugereze că nu trebuie să răspundă, că ăsta e jobul lui să spună mai departe. Și au fost foarte, foarte surprinși de ce i-a stopat și le-a spus, păi cum, nu tu ne-ai întrebat? Spuneai de modul în care a fost readus povestea, da? Chiar dacă... Siguranța a spus ea ceva Sara, important și avea rol, chiar dar dacă nu acum. Sara a fost spontană și a avut ceva de comunicat. Asta este un alt motiv pentru care mi-am dorit foarte tare proiectul ăsta. Pentru că cred, probabil că a fost nevoie dintotdeauna de lucrul ăsta, dar acum mai mult ca oricând. Cred că este nevoie să ne schimbăm modalitatea în care comunicăm cu ei. Și spun asta pentru că am impresia că de multe ori școala, în principiu, școala este mult prea rigidă. Le dă foarte puțin spre deloc posibilitatea să se exprime, posibilitatea să fie spontani, pune foarte puțin accentul pe creativitate și a fi altfel. De aceea meseria de dascăl este una de vocație. Corect. Fiecare școală are rostul ei. Există o programă și profesorii trebuie să se supună acelei programe și nici măcar o oră nu există. Ora de curs este denumită simbolic oră, care prinde cu tot cu pauză, da? Și atunci de unde să mai fie și această completare a personalității, da, a dezvoltării? Trebuie schimbat un pic, dar este un subiect mult prea vast în care nu aș dori să intrăm. Trebuie schimbată mentalitatea și trebuie schimbat de foarte multe alte lucruri. Ideea este că noi am luptat un pic cu ei pentru că aveau tendința să ridice mâna, da? Cele două degete, exact, atunci când vor să spună ceva, să spună doamnă întotdeauna, da? Și a fost așa un pic de surprindere din partea lor în momentul în care au înțeles că pot sta comozi
pe niște perne, da? Și să spună ce au de spus, fără să se ridice în picioare sau fără să ridice mâna, și să spună pur și simplu pe nume, ca și cum suntem prieteni. Da, este altceva. Este o metodă relaxantă de învățare. Iarăși, la școală nu poți veni să te tragi, vorba aceea, de brăcinar cu profesorul, că și așa sunt greu de stăpânit la o anumită vârstă. Evident. Și trebuie să-i spună doamna sau domnul profesor. Dar aici, într-adevăr, este un alt sistem. Noi despre asta vorbim. Nu spunem că nu-i bine la școală. Nu, dar nici nu am vrut să spun lucrul ăsta. Eu am vrut să spun doar faptul că cred că ar fi pentru copii, în primul rând, și de ce nu și pentru oamenii care muncesc în învățământ, mult mai util și mult mai eficient dacă ar exista și niște pârghii din astea în care creativitatea și imaginația și spontanul să fie ridicat nu știu, la un grad mai mare, să fie valorificat mai mult. Către final, copiii au fost puși să confecționeze niște planete din globuri mici de plută, pe care au pictat, au lipit sateliți cu scobitori, a ieșit o mare nebunie cu praf de nisip, praf de stele. Praf de stele. Deci o imaginație debordantă pentru fiecare în parte, o provocare pe linia imaginației. Timp în care, nu știu dacă vreunul dintre cei 7 pitici și-a dat seama, dar ei au avut o recapitulare la tot. Și vezi, e chestia asta când te ridici la școală, îți spune numele și numele, nu prenumele, și te ridici și parcă ai uitat și tot în momentul ăla. Unii suferă de atenție și este ok, mamă, m-a avut de lumea ce spun, acum e mișto, spun eu cum am învățat lecția. Iar alți copii poate sunt timorați și focusarea atenției pe ei reușesc să se exprime mai greu, să spună mai puține lucruri decât la un moment dat știu. Absolut, absolut. Chiar în explicarea acestor fenomene, cum vin planetele, cum se învârtesc ele în jurul Soarelui, de ce, a câta planetă este. Evident, pentru că suntem diferiți și fiecare dintre noi gestionăm în mod diferit anumite situații. Iar treaba asta cu evaluarea, uite, toți ochii sunt pe mine acum, toată lumea mă privește, dacă o să spun ceva prost, dacă, da? Teama de greșeală îi fac să fie reticenți și timizi și, nu știu, să le bată inimioara dacă mă pune pe mine și eu nu știu. De asta, ăsta este un motiv în plus pentru care e nevoie de creativitate. Creativitatea sau dezvoltarea creativității duce la foarte multă încredere în sine, la acceptarea limitelor și îi fac pe copii să gestioneze altfel teama de eșec. Adică în momentul în care ești creativ, ai voie să faci orice, cu limitele de rigoare, da, evident, da? Fără să-ți fie teamă că vei fi evaluat. Că nu faci față, de fapt, așteptărilor celorlalți, că tu poate nu ți impui neapărat la un anumit moment în viață, nu ți impui mic fiind niște standarde. Mai degrabă le impun părinții. Absolut, da? Absolut. Și automat că problema este dacă o dezamăgesc pe mama sau pe tata. Sau dacă dezamăgesc pe mama sau pe tata, dacă ceilalți râd de mine, dacă nu o să mai fac, nu o să fiu la fel ca și ei, foarte multe probleme care generează adevărate drame. Asta este și motivul pentru care ne-am structurat, avem ateliere pe care le lucrăm și cu părinții, adică părinții participă activ la activitățile din cadrul atelierelor, fără să stea deoparte și să evalueze, da? Și ateliere în care participă doar copiii. Tentația este foarte mare de a vedea ce face el, cum se descurcă. Însă am convenit ca părinții să nu participe în mod pasiv, doar urmărind, observând, da, de pe margine ceea ce se întâmplă, pentru că de multe ori inhibă, de foarte multe ori tind să intervină în a corecta, da? Ori nu asta ne dorim. Noi ne dorim să creăm acolo un context în care ei să se exprime liberi,
punct, fără niciun fel de evaluare. Nu contează, nu știu, am văzut de ună zi la un post de televiziune un interviu unui pictor care spunea că primul lui desen sau prima pictură a fost o vacă cu flori în burtă, copil fiind. Și că profesorul de desen i-a tras una după ce a fost și a spus: unde ai văzut tu că se vede floarea când a mâncat vaca floarea din burtă? Iată, deci lucruri de genul ăsta am vrea să le preîntâmpinăm. Poate că tocmai acea imaginație de bordantă. Exact, de acolo a pornit totul. Sigur. Uh-huh, uh-huh. Ceea ce nu se vede cu ochiul liber. Nu se vede, dar se simte. Haideți să vedem cum a decurs în continuare ora la care am participat și eu mai așa mai după colț și mai discutăm după material. Ne imaginăm că acest pai pe care îl vedeți aici este o rachetă cosmică, da? Iar rezervorul rachetei, ia să văd dacă îl găsesc pe undeva, rezervorul rachetei este asemenea unui balon. Așa arată și rezervoarele, sunt pline cu un gaz, rezervoarele rachetei. Îți place balonul ăsta? Bine. Ia să vedem noi. Așa. Rezervoarele rachetei sunt pline cu gaze, cu gaze care ard foarte tare. În momentul în care ele sunt aprinse, aceste rezervoare, ia să vedem noi cum facem noi să prindem ăsta de aici, bine, bine, bine. În momentul în care rezervoarele rachetei sunt aprinse, wow! Ați văzut ce s-a întâmplat? Da! Nu, uite! Ați văzut racheta cum a zburat? Da. Exact așa pleacă și racheta. Aici sunt prinse rezervoarele care sunt pline cu combustibil, iar în momentul în care acel combustibil ia foc, elimină o putere, degajă o putere foarte mare, care împinge racheta în sus, iar racheta se tot duce și nu mai cade înapoi pe pământ. Pentru că puterea acelor rezervoare este mai mare decât atracția gravitațională. E? Vi se pare interesant? Da. Bine, acesta a fost primul nostru experiment. Iar noi suntem gata să mergem mai departe. Ce am învățat până acum? Că Luna este satelitul natural al Pământului, da? Da. Că Luna se învârtește în jurul Pământului, Pământul se învârtește în jurul Soarelui, că omul a ajuns pe Lună acum 46 de ani. Am învățat multe, nu o să le recapitulăm. Chiar foarte multe lucruri au învățat și mi-am adus aminte cu drag ceea ce am învățat odată la școală cu cartea și cu poza din carte și planetele rânduite frumos. Iată puse de astă dată într-un atelier de dezvoltare personală sub forma unui spectacol aproape, unei regii, care... De fapt, este o altă metodă și de învățare pe lângă cea de dezvoltare. Absolut. Mă întrebam la un moment dat cam de câte ateliere din astea, de câte ore, de câte ședințe ar fi nevoie să parcurgă un copil până ajunge la școală. Sunt sesiuni, există abonamente. Nu este nimic cu standardizat. Cu programul am înțeles că nu există. Nu este nimic standardizat acolo. Dar nu poți să mergi mai la un atelier, că... Depinde ce-ți dorești. Dacă vrei să afli doar despre planete și să-l cunoști pe voi cu Hetel, poți să mergi la un atelier. Da? Dacă are să-ți placă, o să vii... Da. Până la ce vârstă se poate veni?
Atelierele sunt structurate pe două categorii de vârstă. Sunt ateliere care se pliază pe 4-6 ani și ateliere 7-12. Dar nu mă încadrez la niciunul. Nu, dar să știi că am avut și atelier de dezvoltare personală pentru adulți, tot prin arte combinate și te așteptăm acolo. Ce se învață acolo? Că fără nu vreau să vin să vă să croșetez, că n-am răbdare. Nu învățăm. Da? Da, o să învățăm să ne exprimăm prin alte metode, pentru că oamenii mari, adulții, sunt foarte inhibați, foarte, foarte inhibați, spre deosebire de cei mici. Da? Și când regăsesc plăcerea jocului, se angrenează cu greutate, dificil în activitățile respective, dar când regăsesc plăcerea jocului, probabil că, nu știu, satisfacția și starea de bine de după este la fel de mare, dacă nu mai mare, decât a copiilor. Da? E greu până dărâm acele obstacole și bariere puse de vârstă, de, nu știu, anumite autocenzuri sau cenzuri sociale, da? până ajung acolo. Iată că s-a ajuns și până la Giurgiu cu atelierele de dezvoltare personală, ceea ce nici nu viseam noi în urmă cu ani și ani de zile. Inclusiv teama aceea de psiholog care la un moment dat a existat și la noi, România, nu cred că mai există chiar atât de puternic manifestat. Hai să spunem, nu atât de puternic. Și inclusiv cum mă duc la atelier de dezvoltare personală, chiar mi-a plăcut la nivelul ăla și m-aș duce numai de dragul reintrării în lumea copilăriei. Îmi place tare mult să interacționez cu copiii, pentru că ajungi acolo la un nivel la care reușești să te desprinzi de cotidian, de câte facturi ai de plătit la sfârșitul lunii, de ce angoase și probleme s-au mai adunat între timp, da? Și dai în mintea copiilor cu acordul tău propriu și personal timp de o oră, de jumătate de oră, cu propriul copil sau cu copiii unui prieten, da? Încât pur și simplu se dă înapoi o barieră de disconfort sau, cum să spun, un refresh al psihicului, al rezistenței la stres. Deci copilul cred că este el însăși o terapie pentru noi adulții, dacă avem puțin timp. Asta este. Dacă avem să timp. Creăm contexte, da, și să ne facem timp pentru. Eu am descoperit bucuria asta. De a construi prin acele Lego-uri. Am fost fan plastilină, fan acuarele și Lego. Uh-huh. Și niciodată nu mi-au ajuns piesele de Lego. Și intenționez să cumpăr în viitorul apropiat foarte multe, pentru că am un motiv acasă. Da? Deci cât mai multe piese de Lego, pentru că în momentul ăla îmi dau seama cât de multe probleme las în urmă și cât de bine îmi face. Cam asta facem la atelierele de dezvoltare personală pentru adulți, da? A fost deci așa. A fost pe aproape. Da, a fost exact. A fost cu timiditate, da, pentru că noi în principiu suntem targetul nostru este copilul, da? Mă uitam și analizam oarecum feedback-urile primite în principiu de la mămici, pentru că ele sunt cele care participă alături de cei mici la atelierele noastre. Mai apare și cât un tătic, dar mai greuț așa. Am văzut eu doi de data trecută. Sunt implicați destul de mult și tați din câte nu în a aduce copilul, în a lucra efectiv cu el. Acum ceva vreme am avut un atelier din desenele copiilor, am construit păpuși, monstruleți, pe ideea asta s-a mers. Invitația noastră nu a fost neapărat către mame, ci cineva care i-ar putea ajuta să coasă, pentru că ne-am gândit că uite, da, acum multe dintre noi nu știm a coase. E o deprindere pe care nu ne-am însușit-o. Și aveam nevoie, ei desenau și din materiale textile și umplute cu vatelin, aveam nevoie de cineva care să-i ajute la cusut. Și au venit numai mame, mame și o bunică, adică n-a venit niciun tătic la atelierul respectiv. Dar noi încă tragem speranță, ne dorim, sau îmi doresc foarte tare, de exemplu, un atelier de dezvoltare personală pentru băieții. Pe inteligență emoțională. Foarte băieți cu tătici,
da? Pentru că fetițe cu mămici mai tot timpul și mămici cu băieței, dar tăticii cu băieței destul de, da, de greu. Vin părinții să completeze cumva munca de la atelierul de dezvoltare personală și să întrebe, da, dar acasă se manifestă într-un fel când scrie sau când, nu știu, are un tic nervos sau ce să-i fac sau colaborează? Acum, atelierele noastre de dezvoltare personală nu se adresează copiilor cu nevoi speciale. Da? Nu, dar deci, acolo nu e vorba de niciun fel de patologie. Copiii care vin acolo sunt copii normali. Nu, dar pur și simplu să aibă așa un mic deficit de atenție, fără să treacă pragul în partea cealaltă. Că pot exista și probleme pe care fiecare părinte în parte își dorește să le discute după. Se poate întâmpla asta dacă atelierul este facilitat de mine, ca psiholog. Dacă atelierul este facilitat de cineva care e profesie, nu are nicio tangență cu psihologia, probabil că ar fi destul de dificil să-l îndrume un actor sau un artist vizual sau să-i dea soluții la probleme de genul ăsta. Avem așa, din atelierele de creație, că eu am plecat cu mâna goală, la sfârșit am luat un flyer, ateliere de creație, altfel și altcumva, atelierele de reciclare creativă. Altfel și altcumva, sunt două personaje, da. Altfel e un personaj și altcumva e alt personaj, da, care își doresc să recicleze. Și au fost protagoniștii unor ateliere de reciclare creativă. Nu știu dacă atunci când ați venit la noi, undeva în dreapta, era un copac. Da, l-am văzut. Așa, cu anotimpurile. Și fiecare anotimp... Nu erau dopuri de peturi. Ah, l-am văzut și pe acela, era cel din dopuri, stânga. Acela l-am făcut în 2013, în septembrie, nu mai țin minte data cu exactitate. Cu dopuri de la peturi. Cu dopuri de la peturi, da, și a fost modul nostru de a susține lezduit România campania. Cu campania, da, de... E foarte important să le insuflăm ideea că din ceva nefolositor, da, putem altfel să fi altcumva. Exact, putem fi creativi și putem avea o altă perspectivă asupra lucrului respectiv și putem crea ceva. Picturici îmbracă-mă în culori, atelier de pictură pe material textil. Oh, cred că a fost o nebunie de culoare. Picturiciul este al Anei Tatu. Ana, o salutăm. Ana Tatu ne ajută cu știința distractivă la laboratorii despre care o să vorbești. Probabil, nu știu dacă este trecut acolo, atelierul de știință distractivă, și pictură pe material textil. Pictură pe material textil pe care împreună cu Ana am îmbrăcat-o în fel și fel de povești. Am avut pictură pe tricouri, pictură pe 300 din acelea de in, de pânză. Da, cu ce vopsea? Cu vopseluri speciale pentru material textil. Și se poate continua acasă, pe peretele din sufragerie sau pe cel din bucătărie sau din dormitor? Acum n-ar trebui să ne plângem neapărat de asta. Ar trebui am să o prietenă care a cedat în living. Un spațiu. Da, sigur, aici, pe peretele ăsta, pictură în voie. Felicitări! La anul și cu asta, basta. Și mi s-a părut o idee super. Adică să lași acolo toată mâzgăleala posibilă cu tot talentul și de ce nu? Pe mine nu m-au lăsat ai mei, dar mai scăpam cu o floricică pe aici pe acolo. Nu știu de ce simt copiii nevoia să facă asta, dar... Pentru a crește potențialul creativ, trebuie să le creăm și noi, și inclusiv un colț în casă. Un colț special în care ei... să se simtă liberi de orice constrângere, să facă absolut orice le dă prin minte. Și poate să fie și un fel de, hai să spunem, de marcare a teritoriului, eu știu. Bă, stă acasă la mine, fac ce vreau. Da, poate fi și ideea asta. Asta. Mă simt acasă și sunt... De siguranță, sigur. Colorino, atelier de modelaj și pictură pe material ceramic. Colorino a debutat anul trecut înainte de...
de 1 martie, dacă nu mă înșel, și a continuat și anul ăsta atelier de mărțișoare pe ceramică, mărțișoare pe care le-am făcut cu modele tradiționale românești. A fost o temă un pic mai greuță pentru ei, pentru că a fost destul de dificil pe niște boțuri foarte mici de material ceramic. De a se chinui să le facă. Da. Să redai cu fidelitate roata, cercul, crucea și așa mai departe. Bineînțeles, fiecare dintre astea având o simbolistică în spate. Eu mor de drag când îi văd cu limbuța scoasă așa. Da, sunt foarte preocupat și prinși pe care de ceea ce se întâmplă acolo. Vine mama și spune, bagă limba în gură când desene sau când scrii sau când... Și îți pierzi, normal că nu o să vezi un domn director scriind la semnături acolo, pe contracte. Trebuie să te corectezi la un moment dat. Dar sunt tare simpatici când îi vezi în momentele de concentrare maximă când sunt ei în universul lor. Chiar și pe material, o să vedem că mai avem un material să ne pregătesc și nouă valii, când ei sunt foarte, pregătim materialul. Hai să vedem și continuăm cu atelier de creație după aceea. De fapt, putem să vorbim pentru că avem imagini. Uf, putem să vorbim pe el. Da? Iată și cum se... pe repede înainte, așa, cam tot ce s-a întâmplat către final, au fost planetele agățate așa cum trebuiau ele să fie, cum trebuie să fie în univers, da? Acolo era un mic univers, pe lângă universul copilăriei. Așa. Fiecare atelier este un proiect în sine, da? Pornim de la ideea atelierului, ce ne dorim, obiectivul, da? Apoi, îmbrăcat cu anumite tehnici și metode de a învăța sau de a deprinde anumite lucruri, iar toate tehnicile astea, fie că sunt pictură, fie că sunt, nu știu, tehnici teatrale, expresive, colaj, muzică, exact cum am spus mai devreme, nu sunt decât niște vectori, da? Ne aduc din punctul A în punctul B și ne îndeplinesc obiectivele, de cele mai multe ori, obiectivele fiind exprimarea emoțiilor. Planeta roz, spre exemplu. Da, planetele pot fi... Era o bătaie pe roz și nu s-a văzut acolo. Da, toată lumea era cu rozul. Roșu. Preferințele copiilor. Au fost adăugați sateliți, așa cum au învățat. Praf unii de stele. Mici, unii mici și alții mai mari. Da. Praf de stele, mult praf de stele. Mult praf de stele, da. De data asta n-a fost cu sclipici, dar se întâmplă de multe ori să fie și cu sclipici și atunci... Bineînțeles că s-a plecat cu mulți sclipici și pe hăinuțe și cu culori pe... mai ales că aveau și araceta ce de culori, am înțeles, pe hăinuțe. Da, da. Asta e, arta cele sacrificii. În timpul acesta, ei făceau recapitularea tot ceea ce au învățat, lucru care mi s-a părut absolut fascinant. Ei începeau să realizeze încă o dată în acea ședință, să-i spunem așa, în acest atelier, câta planetă de la Soare este Pământul, cum se învârte care în jurul cărei planete, ce înseamnă satelit. Recapitulare care s-a dovedit a fi utilă astfel încât Matei, băiețelul de la atelier, când a venit bunica să-l ia, a spus: Mamaie, Pluto este o stea pitică. Da, chiar a fost o contradicție, într-adevăr, și la nivel, și la nivelul oamenilor mari, dacă este sau în planetă. Da, deci până la urmă s-a ajuns la rezultatul ăsta, la concluzia aceasta. Mai avem Laboratorix, știință distractivă pentru copii. Da, Laboratorix, pe care l-am făcut tot cu ajutorul Anei, în care i-au învățat cu materiale care se găsesc în orice casă, da? De la oțet, bicarbonat, ce baloane și lucruri care nu sunt toxice. Cum putem învăța, nu știu, foarte multe lucruri legate de fizică și de chimie. De la cerneală invizibilă, la vulcan colorați, la curcubeu din castronul cu lapte pe care l-am făcut cu
evident cu lapte, coloranți alimentari și detergent de vase și foarte, foarte multe experimente pe care, din care pot învăța foarte multe lucruri și pe care le pot face oriunde. Spiridușel de primăvară cu mămici, ăsta e cel cu mămicile. Da, spiridușelile de primăvară cu mămici a fost atelierul nostru de 8 martie de anul trecut, prin care am lucrat personaje, pe echipe, mămică, copil, anumite personaje pe care ei și le-au decupat și fiecare echipă în parte și a construit o poveste și a susținut un teatru de umbre. Ce frumos! Da, a fost un atelier, da, un teatru de umbre în care fiecare echipă, mămică, copil și-a creat cu elefanței, cu pisicuțe, cu... Anul ăsta, 8 martie, l-am făcut... A fost un atelier adresat cu precădere mămicilor, pentru că am confecționat din fetru un material pe care mulți copii îl adoră. Este foarte colorat și ușor de tăiat, de lipit. Broșe și tot felul de brățări și bijuterii, da, au fost foarte încântate fetițele. Puteau face și băieții brelocuri la capitolul. I-am fascinat pe colegii noștri cu materialul ăsta. Văd că Vali din regie s-a hotărât să-l mai... Mi-a făcut semn și l-a mai derulat odată. Într-adevăr, e foarte frumos să te întorci în lumea copilăriei, chiar că-ți mai pleacă gândurile rele de acasă. Mulțumim frumos, Vali, da. Atelierul monstruleților fericiți, desenele copiilor privind viața transformându-se în jucării. Viața Desene, da, desenele copiilor prin viață transformându-se. E exact atelierul de care ți-am povestit. Prin viață. Da, da. E scris cu litere din acelea caragioase, da, și da, da. Am văzut. Atelierul despre care ți-am vorbit mai devreme, în care i-au desenat, au făcut niște desene și împreună cu mămicile, cum spuneam, desenele respective s-au transformat în niște jucării și au ieșit niște lucruri excepționale. Excepționale. De la jucării pentru copii la jucăriile femeilor, pentru că tot mi-ai dat mingea la fileu, dăm voie să prezint o carte pentru mămici de această dată, Jucăriile femeilor, tot ce avem noi nevoie ca să fim așa cum ne dorim, frumoase și importante și băgate în seamă. Iată, o altă carte de la editura Nemira, într-adevăr cam glossy, nu mă judecați greșit, suntem încă în luna femeilor, de aceea m-am pregătit cu încă o carte de genul acesta, o colecție indispensabilă pentru femei și un manual inspirat pentru bărbații care vor să dezlege misterul feminin. Prin această carte, femeile vor deveni în sfârșit de înțeles. Mașca amândoi. Reprezentantele sexului frumos adoră pantofii. Oricâte perechi ar avea, întotdeauna trebuie să-și mai ia una, cea potrivită. Asta chiar nu e un mister. Adoră mașinile, dar altfel decât bărbații. Le interesează mai puțin detaliile tehnice și mai mult cum le flutură părul într-o decapotabilă chic. Ce visează femeile, ce obiecte au pentru ele o anumită semnificație și de ce... care le transformă din nou în copile și care li se par sexy, asta veți afla dintr-o carte care explică originea tuturor suferințelor feminine. Cum am spus, glossy, dar interesant, așa, o carte de după amiază de duminică, cred că o oră e suficient, pentru că are foarte multe poze, exact ca în universul copilor, ia uitați aici. Ce ne mai trebuie? Ochelari despre ei, să vorbim, uite așa, frumos. Deci, are poze, da? Puteți să o citiți cu copilul lângă... Exact cum spuneam, un alt mod de a ne juca împreună cu copilul. Nu este rău să citim împreună cu cel mic, chiar dacă nu este o carte special pentru copii. Iată, asta vorbește despre ochelari cu copilul, nu e rău, chiar deloc. Au apărut acum tot felul de cărți care pot fi citite împreună cu familia. Așa cum sunt și desenele animate făcute special la un moment dat, acele desene 3D făcute de producători pe rețete comerciale care să poată fi vizionate împreună cu familia, copiii, cu părinții, cu desene animate. Aveam și noi pe timpul nostru pe familia Barney. Era cu Fred Flintstone și cu ceva de genul, din câte mi-aduc eu aminte. Da, erau și cu mesaj în subsidiar, după timpul umor meu, pentru oameni mari. Țin minte și mi-a plăcut extraordinar de tare, dar nu era numai cu desen animat, Maria Mirabela.
Da. Deci asta, țin minte, ca și acum... Pot fi văzute, într-adevăr, Family Entertainment, uh-huh. Da? Și pentru cei care așteaptă o carte într-un final de citit, da? Ei, dacă tot lansăm o provocare și ieșim din lumea femeilor glossy, avem aici The Adventures and Memories of Sherlock Holmes. Bineînțeles, Sir Arthur Conan Doyle a scris-o, așa cum știm foarte bine de Sherlock Holmes, personajul creat de Arthur Conan Doyle. Este o variantă în limba engleză scrisă ca măruncei drept. O carte care pune mintea pe bigudiuri și vine să contrapună jucăriile femeilor ca argument în lupta cu literele într-o după-amiază de relaxare. Sâmbătă, duminică, când aveți timp, 2-3 pagini, nu strică. Vorbeam de ceea ce putem să facem împreună cu copilul, fără ca noi să ne plictisim. Absolut. Dacă Absolut. Nu ne place să facem Lego, spre exemplu. Ce alte activități putem să derulăm cu copilul spre a nu ni se părea că pierdem timpul, să ne uităm la el cum se dă în leagăn? Hai bine, să ne dăm și noi, dacă e leagănul suficient de înalt, eu știu. Aici, imaginația și creativitatea noastră sunt fără limite. Prăjiturele cu mămica. Putem face absolut orice ne trece prin minte. De la activități, nu știu, legate de hârtie și creion, da? La a picta, la a face colaje, la nu știu, a planifica anumite excursii împreună, a ne face planuri de vacanță, a ne picta sau a ne schimba bluzele pentru că tot vorbeai de o revistă glossy și așa mai departe. Da? Aplicându-le tot felul de nu știu, de desene, de aplicații din fel și fel de materiale. Cumpărături împreună. Da, acolo e mai... Da, aici na, nu știu ce cât de multă creativitate. Când începe persoan. Copilul să spună vreau pe aia, acum și lume de față și să transformă într-un fel de domnul Goe. Păi nu facem ca mamița și mamițica. Educația în tren. Ca să spun așa, dacă... Dacă acasă n-am reușit, să presupunem. Încercăm să ignorăm, da? Pentru că acel comportament este un comportament demonstrativ. El vrea să atragă atenția asupra lui, da? Fie că se întâmplă ceea ce își dorește, fie că personajul adult din poveste... Dar dacă îi dai ce-și dorește, ce-și dorește, atunci trebuie să-i dai de fiecare dată. Dacă dai ce dorește, îi întărești comportamentul și de fiecare dată se va întâmpla la fel. Da? Asta valabil pentru orice comportament. Absolut. Și atunci va trebui să luptăm noi ca și adulți un pic cu noi, da? Să trecem peste rușina produsă de copilul care strigă și mă trage de mâne că uite, cumpărăm nu știu ce, da? Să ne inhibăm, da? Cele emoții pe care le resimțim, iar el se resimtă un soi de ignorare a comportamentului și încet, încet comportamentul respectiv se stinge. S-ar putea ca acasă să fie și mămici și bunici care să spună, bine, voi acum puneți coarne copiilor că îi răsfățați și lăsați așa să dezvolte ei personal în foarte multe pe foarte multe laturi, să scrie pe pereți, să nu știu ce, am mai putut vorbim noi pe aici și să nu ne mai asculte pe noi. Că există și educația aceea care impune respect. Am văzut copii crescut foarte frumos și da, nu există o contradicție în termeni. Acum dacă un copil este creativ, dacă asta mama... înseamnă că este lipsit de respect. Că sunt anumite cum reguli. Cum se împacă cu răsfățul? Creativitatea cu răsfățul? Răsfățul, cum se împacă el cu această, da, latură deschisă a personalității, da. Dezvoltare personală înseamnă și responsabilizare. Da? Și asta face parte din dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală înseamnă și inteligență emoțională cultivată în sensul de a sesiza emoțiile pe care le simt ceilalți și de a-ți modifica comportamentul ca urmare a emoțiilor pe care ceilalți le manifestă. Dezvoltare personală înseamnă și adaptare la anumite contexte. Pentru că, pun întrebarea asta pentru că lumea s-ar putea să creadă că, de fapt, ei învață să fie răsfățați. Nu are nicio legătură.
Cât de bun este totuși răsfățul? Vreau să punctez câteva aspecte pe răsfăț, de-aia tot... Răsfățul. Ce înțelegi prin răsfăț? Nu știu, când nu ascultă foarte tare și este lăsat să facă ce vrea. Ăla nu-i răsfăț. Dacă vorbești de a-i oferi afectivitate... Că tot am vorbit de domnul Boie, da? Dacă vorbești de a-i oferi siguranță, dacă vorbești de a-ți exprima emoțiile de față cu copilul, atunci... Trebuie să facem lucrul ăsta. Trebuie să facem lucrul ăsta din plin. Dacă vorbim de acele probleme comportamentale, da, pe care de multe ori le ignorăm și întărim comportamentele legate de lipsă de nu știu, de a adera la niște reguli de respect. Atunci să ne punem și noi puțin în locul lor și nu neapărat că aducându-ne aminte cum era când eram copii, ci cum suntem acum. Cum îi place să fie răsfățat? Bine, noi avem dozele alea puse undeva de un pic de bune maniere, de societate, de lege, la un moment dat, da? Dar cui nu-i place să fie răsfățat? De-aia tindem și noi să dăm copiilor un pic mai mult decât am primit în educația de la mamele, bunicile noastre. Dacă tindem să dăm un pic mai mult decât am primit, nu e o problemă. Se transformă într-o problemă în momentul în care noi ca părinți credem că a da și mai ales a da lucruri fizice, da, materiale, asta oarecum compensează lipsa timpului petrecut cu copilul, da? Astfel încât copilul nostru ajunge un adult care pune accent pe a avea și nu pe a fi. Ceea foarte ce... frumos. Deci, două verbe auxiliare, uh-huh, și noi în limba română avem trei. Și a voi, da? Și a vrea. Deci, iată că cam la asta ne reducem. A avea, a fi și a vrui, până la urmă, dacă stă în puterea noastră. Eu vreau să ne mai întâlnim. Poate chiar în, preajma zilei de 1 iunie, aveți cumva vreo temă, vreun atelier în perioada aceea? Cu siguranță o să facem. Păi nu, că poate pică întâmplător, cum a picat ziua Germaniei de ziua Germaniei, eclipsa cu... De 2 ani, pe 1 iunie, suntem în fața teatrului, da, cu ateliere pentru toți copii. Evident, atelierele respective sunt adaptate open space. Zic să pregătim o emisiune, uite așa, pentru copii și pentru cei cu cea mai mare plăcere. Inimă și suflet de copil. Fiecare dintre noi există un copil și o să existe întotdeauna, mai ales când încă mai avem părinți pe lângă noi, cei care mai au și se mai pot simți copii 2-3 minute pe zi acolo. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Ne apropiem de final și iată, deja n-am terminat discuții, n-am epuizat întrebările pe care mi le propusesem. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost acolo, la ora 16, deși cu greu, ați fost lângă noi, la ora 16 marțea, cam greu să te rupi de lângă ce ai de făcut să te uiți la emisiunea noastră, da? Dacă nu, o puteți vedea în reluare, sâmbătă, duminica, urmăriți programele TV Giurgiu. Vă salut cu drag, sunt Camelia Sacchetti, mulțumesc frumos Maxton pentru vestimentația mea de astăzi, Maxton, așadar. Încă o dată lansez invitația de a participa și marțea viitoare la ora 16 la Panoramic. Rupeți-vă din timp. Timpul este cel mai prețios. Vă mulțumim că ne-l acordați. La revedere, o zi bună!